Anul 2023 vine cu vești bune atât pentru orșoveni, cât și pentru cei ce aleg să se trateze la Spitalul Municipal din Orșova. Secțiile spitalului se redeschid pentru pacienți, după o perioadă în care această unitate a servit drept spital suport COVID. Spitalul Municipal Orșova se poate mândri cu un nivel de rentabilitate și excedent ridicat, dată fiind situația pandemică care a făcut din această unitate spital suport COVID-19. Investițiile pentru această unitate nu se opresc nici în anul 2023, după cum a anunțat managerul spitalului Adrian Cican. Acesta a declarat într-o conferință de presă că proiectele de investiție urmează să fie prezentate în fața Consiliului Local, convocat în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul acesta. Acesta a punctat că au fost alocate sume importante pentru supra-specializarea cadrelor medicale, deoarece este important ca, pe lângă dotarea și modernizarea cu aparatură, prestanța serviciilor medicale să fie de calitate superioară. Vrem ca, în totalitate, toate resursele financiare pe care noi le avem să meargă pe partea de investiții, atât în clădiri noi, reabilitări și aparatură medicală. Și nu vă ascund faptul că avem un buget care va sprijini perfecționarea personalului medical, atât celui care este existent, cât și a celui care va veni, și am alocat sume destul de importante pentru pregătirea profesională, ceea ce eu cred că este extrem de important pentru că această latură, pentru că poți să ai un spital extraordinar, foarte frumos, foarte cochet, aparatură ultramodernă, dar dacă se lipsesc profesioniștii sau pregătirea, supra-specializarea a medicilor, de exemplu, pe anumite specialități medicale, cât și a personalului mediu sanitar, s-ar putea să fie o mare problemă să rămâi doar cu frumusețile și cu habitatul foarte frumos, dar în care se lipsească serviciile de sănătate sau adresabilitatea. Managerul spitalului Adrian Cican a prezentat detaliat, de asemenea, informații despre cheltuielile aferente consumabilelor de orice natură și, în paralel, veniturile pe care acesta le-a gestionat și modul în care a făcut-o. Avem o scădere la apă și canal, avem o scădere extrem de importantă la deșeuri medicale și acest, să spunem, indicator este influențat de către pandemie, și dacă în anul 2021 noi am cheltuit pe deșeuri medicale 266.000 de lei, în acest an am cheltuit doar 144.000 de lei, o scădere cu 184%. La salubritate avem o creștere de 2% și la servicii de spălătorie 20%. Trebuie să spun că pe servicii de spălătorie nu avem serviciu externalizat și am recreionat contractul și probabil că în acest an vom avea chiar o scădere a cheltuielilor cu acest capitol. Avem cheltuieli cu medicamentele și aici trebuie să vă spun că este o sumă exorbitantă pentru un spital ca al nostru, și anume, avem anul pandemic 2021, care știm cu toții că prețurile au luat o raznă la medicamente. Am avut o cheltuială de 3.002.000 lei, iar în anul 2022, care de fapt înseamnă doar 8 luni de zile, o cheltuială de 2.680.130. Ea, în principiu, se poate vedea, adică s-ar interpreta ca și o scădere, dar ea nu este o scădere, pentru că de fapt este o creștere, iar acest plafon enorm de mare pentru un spital, repet, de 120 de paturi, reflectă acea creștere fabuloasă a prețurilor, și mai ales la prețurile au crescut la medicamentele care sunt uzuale, care se folosesc foarte mult în patologiile pe care noi le avem în cadrul Spitalului Municipal din Orșova. Și ca să încheiem cu bugetul pe care am spus să vi-l prezentăm și să fim transparenți și să fie situația exactă, ca în oglindă, a cheltuielilor noastre, trebuie să spunem că la 31.12.2022 aveam datorii de 467.539, în schimb aveam un disponibil de 4.284.000, ceea ce înseamnă că excedentul Spitalului Municipal din Orșova la sfârșitul anului 2022, la 31.12, era de 3.817.085 de lei. Adică un spital care, dacă putem să vorbim din punct de vedere strigma comercial, a avut un profit de 3.817.000. Dacă e să vorbim medical, avem un excedent care ne-a ajutat și ne ajută foarte mult în acest an.
Investițiile pe plan medical nu se opresc aici, ceea ce este îmbucurător pentru cetățenii orșoveni și nu numai. Implicat în ceea ce privește sănătatea pacienților care îi trec pragul, medicul specialist din cadrul secției de obstetrică, ginecologie, Shabatat Anwar, este bucuros de noile investiții și de noua colaborare cu un medic neonatolog ce urmează să vină și să profeseze în cadrul Spitalului Municipal din Orșova. La ora actuală avem 3 noutăți de care vreau să vă vorbesc. Prima este venirea unui medic neurolog în serviciul de ambulatoriu integrat a spitalului și a doua noutate, medicul chirurg plastician, care tot el își vine și el în ambulatoriu de 2 ori pe săptămână. Pentru programări se poate apela la numărul de telefon a spitalului, se fac programările respective și pacienții se pot consulta în ambulatoriu. A treia noutate este venirea medicului neonatolog și după un lung timp de lipsa activității pe partea de maternitate, o să reluăm această activitate. O să putem să naștem din nou la Orșova. Medicul este un medic specialist, numai ce și-a dat specialitatea. Îl așteaptă o aparatură destul de modernă la noi pe secție, în coborătoare noi, sală de naștere modernă și așteptăm gravidele să vină să nască cu drag la noi. Adrian Cican, manager al Spitalului Municipal din Orșova, s-a implicat și s-a mobilizat în ceea ce privește nevoile comunității, acesta asigurând condiții de calitate în domeniul sănătății pentru cetățenii din oraș, dar și pentru cei din afara lui.